Emoții mari în aceste zile pentru prefecții din țară, inclusiv pentru cel de la Giurgiu. Aceștia se află în plin proces de evaluare, în urma căruia guvernul va decide cine va rămâne în funcție și cine va fi schimbat. De altfel, Ministerul pentru Consultare Publică a prezentat deja o situație despre respectarea prevederilor legii privind liberul acces la informațiile de interes public, în urma căreia a rezultat că mai multe prefecturi din țară, printre care și Giurgiu, sunt cam leneșe la acest capitol. Practic, prefecturile Giurgiu, Călăraș, Ilfov, Vâlcea și Iași au publicat pe site-uri cele mai puține informații publice. Totodată, prefecturile sunt evaluate în aceste zile și în ceea ce privește dezăpezirea, urmând ca o decizie finală să fie luată la începutul lunii februarie. După cum știți, din păcate, încă vremea proastă continuă. Activitatea prefecților din acest punct de vedere este una importantă. Așteptăm să vedem cum vor trece peste această perioadă și dânsii. Procesul de evaluare este în curs, va ține cont de performanța prefecților în aceste zile și probabil în jurul datei de 1 vom veni cu o concluzie. Întrebat dacă legislația va fi modificată pentru ca noii prefecți să fie angajați prin concurs în conformitate cu normele europene, Suciu a opinat că nu există timpul necesar modificării legislației, astfel că prefecții vor fi numiți de guvern în baza legislației actuale.